Pe scurt, am primit 2. Ziua de astăzi am petrecut-o lângă iubirea mea, adică cu Dota. Până la un moment, a intrat tata și mi-a spus ceva de genul: ai mers repede la temă pentru o casă, că dacă primești 2 e gata cu tine, tu m-ai înțeles? După care am deschis caietul și am înțeles că iar dacă vreau să fac temă pentru o casă, nimic nu o să primească, deoarece sunt prost, și am continuat să joc. M-am trezit, am ajuns la școală, dar ușa era închisă. L-am sunat pe un coleg care mi-a spus că astăzi e sâmbătă și școala pur și simplu nu lucrează sâmbătă. Da, dar e ok că nu o să primesc 2. Așa că am mers acasă, dar lângă ușa era agenda mea. Am deschis-o și am văzut că am 2. What? Cum așa? Când am intrat în camera mea, am găsit pe masă o foaie pe care era scris că sunt blestemat și voi primi doar note de 2. Iar dacă vreau note de 10, trebuie să găsesc cifra 5, care este ascunsă la bucătărie. Repede la bucătărie, pe masă iarăși am găsit o foaie și cifra 5. Pe foaie era scris: pentru a primi doar note de 10, trebuie să faci un ritual. Iar pentru a începe ritualul, îți trebuie cuvintele magice, care sunt ascunse acolo unde mereu ești plin de sânge. Doar în baie, când mă rad, mă tai pe față. În baie am găsit o foaie unde era descris ritualul și cuvintele magice. Repede am mers în camera mea și am început ritualul. Agenda la mijloc, cifra 5 mai sus de agenda, după care trebuie să aprind un chibrit și să spun: Doi dispare, zece apare. Ce doi dispară? Ce-ai primit doi? Of, doamne, chibrit a prins și a intrat într-o sectă. Vin la mine. Pe scurt, am primit 2. Prieteni, nu uitați de like, share și subscribe, iar pentru cei care vor să apară în video, trebuie să găsiți logo Motan Show și să scriți în comentarii la ce minut a apărut.